Sărbătoarea Zilele Monteoru va debuta sâmbătă 22 iulie. La ora 10, în deschiderea evenimentului, va avea loc un târg destinat meșterilor populari, iar de la ora 11 este programată o competiție sportivă. Este vorba despre Cupa Monteoru la Futsal în trecere, care va avea loc în sala de sport din stațiune. De la ora 16, pe scena amplasată pe terenul de fotbal din stațiune, va avea loc un spectacol care se va încheia aproape de miezul nopții. De la ora 18, Maria Alexandra Palade. De la ora 18.30, Madalina Manulaiche, care este și prezentatoarea de sâmbătă evenimentului. evenimentului da? Iar de la ora 19, va cânta Andreea Bălan cu trupa și va fi închis de la orele 20 până la orele 21 cu F-Sharp. În cea de-a doua zi a festivalului, duminică, de la ora 11, spectatorii sunt invitați să admire fanfara militară a diviziei a doua Getica și parada portului popular. Vor urma apoi demonstrații canine oferite de jandarmeria Buzău, dar și un spectacol de muzică populară susținut de ansambluri din mai multe localități din județ. Spectacolul de duminică va fi susținut de soliști locali, precum Nicu Datcu sau Mario Buzoianu, dar și de vedete ale muzicii populare românești. Lorena, ne renumita da, Lorena, da. care uh, toți primarii din, uh, din țară o iau, fiindcă fac, face da, 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 și eu. Are cerere. Nu? Iar apoi surpriza va fi cu Andreana Antoni, care uh, cred că e prima dată când vine în județul Buzău și la stațiunea Munteoru, uh -huh. și va fi închis cu Ion Palade și apoi un foc de artificii. Evenimentul va marca 507 ani de la prima atestare documentară a zonei, 132 de ani de la înființarea Comunei Monteoru, 122 de ani de la înființarea Stațiunii Balneare Monteoru și 92 de ani de funcționare a minei de petrol. Vizitatorii din municipiul Buzău vor beneficia și în acest an de transport gratuit dus întors din oră în oră cu autobuzele puse la dispoziție de societatea Transbus. Îmbarcarea din Buzău se va face la poarta parcului Crâng.